Locuitorii din Bălți au avut parte de două zile de film românesc. În acest weekend, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din municipiu, au fost ecranizate trei filme. Este vorba despre Berliner, în regia lui Marian Crișan, un film cu o fată fermecătoare, în regia lui Lucian Bratu, și Duck Poop Girl, în regia lui Andrei Huțuleac. Filmele Berliner și Duck Poop Girl au fost premiate la Moscova. Ilie, pe el îl vreau. Sigur? N-am absolut niciun dubiu. Evenimentul cinematografic a fost inițiat de către regizorii Dumitru Grosei și Marian Crișan în anul 2015. Orașele mai mici sunt văduvite de film în general. Nu există distribuții decât la Chișinău vreo 3 cinematografi și atât. Apropo de Bălți, noi am vrea aici să facem un eveniment mai mare, adică cu mai bogat un program, cum ar fi la Chișinău, de pildă, să aducem și autori, pentru că aici există, ați văzut ce public frumos și există condiții foarte bune. Scriitorul Dumitru Crudu, unul dintre organizatorii festivalului, a rămas uimit de publicul bălțean. M-a impresionat foarte tare publicul din Bălți, spectatorii din orașul dumneavoastră au venit în număr mare, au fost mulți, au fost interesați de filme, au rămas după proiecții, au stat la discuții și au exprimat părerile. Aceste filme sunt și despre ei și pentru ei și am descoperit spectatorii inteligenți, au pătruns în esența filmului, l-au interpretat chiar neașteptat. La discuțiile de după film a participat și criticul literar Diana Vrabie. Felul în care este proiectat personajul, da, foarte liber, foarte dezinvolt, foarte non-conformist și care apare într-o contradicție flagrantă cu o societate conformistă. Contradicțiile și societatea criticată, ridiculizată aici, o societate foarte cenușie, foarte dogmatică și care frânge aripile până la urmă. Am împărțit credința ei în sine cu el. Și în viața noastră sunt foarte multe persoane care, putem să zicem, nu au studii, ne par simpli, poate de la țară, dar ei au acel talent să vadă în tine ceea ce tu poate încă nu ești curajos, poate nu poți să faci acel pas hotărător și ei te ajută. Și vă mulțumesc pentru că ați adus acest film la Bălți. Chiar avem nevoie de așa lucruri care să ne pună pe gânduri, să ne gâdele sufletul și creierul. Așa prietena spunea, o cifră, eu o cifră, până ce și găseam că cineva, mai făceam, mai glumeam. Ni se prezintă foarte frumos. Eu am rămas foarte impresionată și de străzile, și de muzica, și de modul lor de a fi. Un film plin de multe învățăminte, zic eu. De la Bălți, festivalul Zilele Filmului Românesc va ajunge la Cahul și Soroca. Evenimentul este deja la a 7-a ediție.